Atunci, nu era, era doar important să-l dăm jos pe Plahotniuc și eu cu Năstase am luat decizia. Am luat noi o decizie că, știți cum, doar unii vineau pentru Năstase, alții vineau la apelul meu, unii vineau și la apelul lui Dodon, drept cum mai puțin interesul, dar vineau. Se vedea și de pe scenă. Când da, se vedea și de pe scenă. Discursurile la Igor Dodon era mai puțin. Da, dar ok, atunci doar era ideea, eu eram cu ideea de a consolida, să nu mai fie pro-români, pro-ruși, pro-europeni, adică toți împreună contra sistemul, înțelegeți? Și noi asta obținut. Da, eu trebuie să recunosc că au fost unele greșeli atunci, greșeli strategice, cel puțin care eu mi le asum și eu mi-am cerut odată într-un live scuze de la cetățeni și îmi cer scuze acum la ei că atunci dacă o leacă apăsam pedala, cum zic rușii, știți cum? Adică au fost două șanse reale când, adică ca Plahotniuc să fugă din țară mult mai repede și momentele astea n-au fost folosite corect. Și eu recunosc acest lucru și îmi cer scuze de la cetățeni că poate i-am domnule Usate, dezamăgit de atunci. Ce nu s-a apăsat atunci pedala? Ce s-a întâmplat? Pentru că nu erați doar dumneavoastră lideri, mai erau și alții. Cine nu și-a dorit? Nu, tot timpul erau informații, deci uitați-vă, ca și în 2014, când toți așteptau să ies singur în stradă, când ne-au scos cu 3 zile înainte de alegeri ilegal, și da, mi-au blocat Facebook-ul, au deconectat în același minut toate telefoanele la toți coordonatorii și toți liderii de partid din țară în același minut. Deci s-au pregătit bine. Și eu atunci am avut informații că va fi sânge. Vă spun sincer, eu, fără experiență politică, și slavă Domnului că nu aveam, deci informația, adus eu de-am adus Matin Căvcaliuc, vă două cadavre din Soroca la două persoane fără roade, adică ca să le găsesc cu un cusut în piept și pe lângă asta să mai moară cineva și eu în 2014 n-a ieșit că, spre exemplu, unii spun și am citit mai mulți revoluționari, așa să le numiți, sau chiar revoluționari, că fără sânge nu spre ea puterea, poate să întâmple orice, pentru mine era too much, știți? Și atunci, eu voi spune al doilea eșec, când eu cu Dodon, țin minte că am venit din Moscova, da, chiar în ziua și Andrei Năstase era cu protestatarii în Parlament, deci era doar el, erau foarte mulți activiști și din partea la platforma, da, și partidul nostru. Și atunci, eu când am venit în spatele Parlamentului, Andrei scotea oamenii afară, da, deci deja a avut loc ceva chiar mic conflict cu poliția, mi se pare, dar deci nu era absolut, deci atunci era momentul numărul 2. Dacă eram eu cu o oră mai devreme ajungeam la Moscova, Plahotniuc a pornit-o bine, a pornit-o atunci doar mergea vorba de alegerea guvernului Filip, țineți minte, da? Deja guvernul fusese votat în Parlament. Da, când ați ajuns corect. Dar Plahotniuc oricum a pornit votarea, că eu țin minte că eram în Parlament, că eu pe urmă doar lui Dodon mi-am spus că eu nu cunoșteam posibile falsificări în Parlament. Cum ar fi... Dodon le-a spus să iei o pauză, dacă nu greșesc. De 30 de minute. Da, de 30 de minute. Dar pe urmă eu am aflat că... Putea să ceară o pauză mai lungă. Putea să ceară o pauză mai lungă, corect. Și după asta, eu mult mai târziu am înțeles că și atunci Dodon era în joc cu Plahotniuc.